Această căprioară s-a pus în fața unei mașini și refuza să plece. Șoferul a încercat să o facă să se dea la o parte, dar nu a avut nicio șansă. Se pare că cu o zi în urmă puiul ei a căzut într-un lac. Dacă nu va fi salvat la timp, puiul se va neca. Mama nu a avut de ales decât să vină în stradă și să ceară ajutor de la oameni. Dacă un animal blochează strada, sigur are un motiv. Șoferul a urmat căprioara tot drumul apoi. După 10 minute, au ajuns în sfârșit la locul potrivit. A observat puiul care se afla jos, blocat între pietre și încercând să iasă. El voia să găsească un loc în care să poată pleca, dar zidurile sunt prea mari și îl blochează. Curând, un om a venit în ajutor și a cerut puiului să vină spre el pentru a-l salva.